Referitor la reabilitare școli, putem începe cu modernizare, reabilitare grădiniță Malcoci, comuna Nufăru, județul Tulcea. Este un program prin Ministerul Dezvoltării Regionale, MDRAP, programul PNDL-2. Valoarea acestei investiții este de 923.478,42 de lei cu TVA. Reabilitare pentru grădiniță, deoarece în satul Malcoci, care ca număr de locuitori este, față de sediul comunei Nufăru, are cam Malcoșul mai mare, cu vreo 500 de locuitori. Grădinița din satul Malcoș trece printr-un amplu proces de reabilitare și modernizare. Lucrările sunt în toi, iar autoritățile estimează că până la începerea anului școlar, preșcolarii vor putea beneficia de un spațiu propice desfășurării activităților. Cu acoperiș, exteriorul curățat și anvelopat, noi instalații de apă, de iluminat, scară exterioară pentru solicitărilor celor de la ISU, nu ne-a dat aviz decât așa trebuie în ziua de astăzi și cu având nivel la această clădire, scară exterioară de acces, toalete racordate la sistemul de canalizare de care comuna Nufăru, satele Malcoș și Nufăru beneficiază, avem și sistem de canalizare și apoi urmează dotarea. Deci această clădire este reabilitată în proporție foarte mare, numai au rămas zidurile în picioare. Referitor la grădiniță, preconizăm că până la începutul anului școlar din Malcoci, până la începutul anului școlar, această grădiniță să intre în funcțiune. Deci reabilitarea să fie terminată și reabilitarea, adică această investiție va fi gata. Pe raza comunei avem în jur de 200, aproximativ 300 de copii. Malcociul ține cam steagul sus cu vreo 200. Copii preșcolari avem vreo 140, așa am înțeles eu, dar 140 de copii, care îi avem împărțiți și Malcoci și Nufăru. Dar la Malcoci două clase vor fi asigurate, că avem, slavă Domnului, și este bine că avem copii. Deci valoarea investiției la reabilitare este 923.478 de lei. Estimăm că până la începutul anului școlar, până la cel târziu sfârșitul lunii septembrie, să fie gata, ceea ce cred că se va întâmpla. Proiectul din Malcoci se numește Reabilitare și Extindere Școală Malcoci, comuna Nufăru, județul Tulcea. Valoarea acestei investiții, deci asta este pe ITI al Consiliului Județean, pe POR, pe fonduri europene, pe axa prioritară 10. Această investiție are o valoare de 2.411.922 de lei. Această reabilitare din nou înseamnă acoperiș, interioare, geamuri puse termopan sau nu știu în ce problemă. Da, ceva în genul ăsta, toalete în interior, acolo este ciclu primar, acolo sunt clasele 0-4 din Malcoci și o parte din Nufăru și la acest proiect vreau să vă spun că așteptăm din zi în zi să mergem să semnăm contractul de finanțare. Referitor la proiectul de la Nufăru, asta e pe linii de școli, extindere, modernizare, dotare, clădire, școală Nufăru, construire sală, sport și teren de sport. Tot pe POR, în axa prioritară 10, valoarea acestei investiții este de 6.198.168 de lei. În aceleași date suntem, deci toate documentele sunt făcute, așteptăm să semnăm cât de curând contractul de finanțare. Extinderea încă o sală de curs, o sală pentru corpul didactic, plus pentru arhivă și toalete interioare cu racord la canalizarea din satul Nufăru. Avem rezolvată 100% o achiziție tractor cu remorcă și lamă de zăpadă. Acest proiect a fost făcut prin fonduri europene, prin Gatul Delta Dunării, ADFIR, prin ADFIR Constanța. Valoarea investiției a fost de 308.210 lei. Deci nu ne prinde foarte bine acest utilaj, îl folosim și la problemele gospodărești ale comunei, în afară de problema de zăpezire. Deci, ca prim proiect de achiziție pe fonduri europene rezolvat 100% este această achiziție care s-a derulat și s-a desfășurat foarte, foarte rapid.